Turcia, o țară islamică cu rădăcini creștine. Pe locul unde Sfântul Împărat Constantin cel Mare a așezat cândva crucea Mântuitorului Hristos, astăzi tronează semiluna musulmană. Într-un teritoriu al contrastelor, creștinii își caută o parte din rădăcinile profunde. Deși absolut minoritari în această țară, urmașii lui Hristos pășesc demn pe pământul vechiului Bizanț. Între 27 mai și 2 iunie 2009, preafericitul părinte patriarh Daniel a făcut o vizită oficială la Constantinopol, Istanbulul de azi, și un pelerinaj în Capadocia, în centrul Turciei. Vizita a fost irenică, purtând mesaj de pace și împreună lucrare cu Patriarhia Ecumenică, dar în același timp a fost închinată Sfântului Vasile cel Mare și Sfinților Capadocieni. Dar patriarhul nu a fost singur în pelerinajul său. L-au însoțit aproape 500 de pelerini români veniți din țara care a moștenit Bizanțul. Iată filmul acestei vizite fără precedent. Vizita irenică la Constantinopol a preafericitului părinte patriarh Daniel și a delegației sale oficiale a început în dimineața zilei de 27 mai 2009. Delegația Patriarhiei Române s-a îndreptat mai întâi spre Catedrala Patriarhiei Ecumenice din cartierul Fanar al Istanbulului. Capitala comercială a Turciei are, oficial, 16 milioane de locuitori. Estimările neoficiale depășesc însă cifra de 20 de milioane. Orașul este practic sufocat. Dar ceea ce îl uimește de îndată pe europeanul venit aici în vizită este numărul impresionant al moscheilor. Drama este că multe dintre moscheile de azi sunt bisericile creștine impunătoare de altă dată. Biserica Sfântul Gheorghe îndeplinește rolul de catedrală a Patriarhiei Ecumenice de peste 400 de ani. Ea este punctul central al prezenței creștine curajoase și demne din Turcia. Viața aici este adesea dificilă din cauza legislației dure, dar și din cauza fundamentaliștilor islamici care încearcă să-i intimideze pe creștini. Cu toate acestea, fastul ceremoniilor bizantine din catedrală se păstrează și astăzi, iar bucuria întâlnirii între frați ortodoxi este întotdeauna deosebită. Întâmpinarea Patriarhului României s-a făcut printr-o slujbă de doxologie oficiată în catedrală. Imediat după ceremonia din Catedrala Patriarhiei, Sanctitatea sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, l-a întâmpinat pe preafericitul părinte Patriarh Daniel în reședința patriarhală. Cei doi întâi stătători se cunosc de mulți ani, iar întâlnirea lor a fost un moment plin de bucurie. În după amiaza zilei de 27 mai, Patriarhul României a participat la slujba vecerniei la parohia românească din Istanbul. Slujba a fost oficiată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, în al preasfințitul părinte Casian, iar biserica a fost plină de români. Unii dintre ei locuiesc și lucrează în Turcia. Majoritatea însă erau pelerinii veniți special din România pentru aceste momente. Biserica românească din Istanbul este ctitorită de însuși domnitorul martir Constantin Brâncoveanu. Ea a fost dată în folosință parohiei românești din Istanbul în anul 2004, iar de atunci aici se oficiază toate slujbele pentru românii ortodoxi din metropolă. Imediat după încheierea slujbei vecerniei a avut loc sfințirea bibliotecii și a sălii de întrunire a comunității românești, aflată chiar lângă biserică. Sala este parterul unei clădiri aflată în administrarea Patriarhiei Ecumenice și a fost oferită comunității românești ca spațiu destinat întrunirilor spirituale, culturale și sociale.
În aceeași zi, pelerinii români au avut ocazia să viziteze celebra catedrală Sfânta Sofia, una dintre cele mai cunoscute construcții din lume. Ea a fost ridicată de către Sfântul Împărat Iustinian cel Mare în doar 5 ani, între 532 și 537, pe locul unei biserici mai vechi a Sfântului Constantin cel Mare. Când a fost terminată, biserica a uimit întreaga lume prin arhitectură și mai ales prin caracteristicile cupolei centrale. Aceasta are diametrul de 31 de metri și este ridicată la 54 de metri deasupra pământului. Catedrala a fost transformată în moschee în 1453, imediat după cucerirea Constantinopolului. Atunci, mozaicurile, de o frumusețe și bogăție excepționale, au fost acoperite cu tencuială. Abia de curând, în epoca modernă, Sfânta Sofia a fost declarată muzeu, astfel că nu se mai oficiază aici niciun fel de ceremonii religioase. Acest lucru a permis îndepărtarea excesului de decorațiuni islamice de pe pereți și de pe pardoseală. Mai mult, de îndată ce s-a început restaurarea clădirii, o parte din mozaicuri au fost scoase la lumină prin îndepărtarea tencuielii. A doua zi a vizitei oficiale la Constantinopol a fost marea sărbătoare a înălțării Domnului. Din nou, Catedrala Patriarhiei Ecumenice a fost plină de credincioșii români veniți din țară special pentru acest moment. De altfel, a devenit evident cu acest prilej că numărul credincioșilor greci ortodoxi din Istanbul este din ce în ce mai mic, așa încât în bisericile ortodoxe încă funcționale mai vin la slujbele religioase doar câteva zeci de creștini. Dar cum s-a ajuns în această situație? În 1924, între Grecia și Turcia s-a făcut un schimb masiv de populație. 500.000 de turci au venit din Grecia în Asia Mică. Dar din Turcia au plecat în Grecia de 3 ori mai mulți cetățeni de etnie elină. Când cei 1,5 milioane de greci au plecat din Turcia, au mai lăsat în urma lor doar câteva zeci de mii. Pentru aceștia, anii care au urmat au fost deosebit de grei. Ostilitatea turcilor musulmani față de ei a fost crâncenă. Acum în Istanbul, fostă capitală a Imperiului Bizantin, nu locuiesc mai mult de 10.000 de greci. Lor li se alătură cele câteva mii de români care s-au stabilit în Turcia în ultimii 20 de ani. Greci din Istanbul, însă și catedrala patriarhală de aici este de cele mai multe ori mai mult goală la slujbe. Dar nu și de această dată. La slujba de înălțare, românii au umplut catedrala cu dorința de a da o mărturie creștină puternică. N-a fost de mirare, deci, că Sfânta Liturghie a fost oficiată într-o atmosferă deosebit de solemnă. Είσταστε εν μέσω ημών ως ο πρώτος της Αγιωτάτης και προσφυλεστάτης θυγατρός εν ταυτό και αδελφής Εκκλησίας της Ρουμανίας ως Πατριάρχης ο κατά σειράν έκτος Πατριάρχης αυτής. Αλήθετε μακαριότατε και ως τοποτηρητής του καθημάς Μητροπολιτικού Θρόνου και Σαρίας της Καπαδοκίας, διότι δι' αυτού του ψηλού μεν λίαν τιμητικού δε τίτλου, εφιλοτίμησεν ο ημέτερος Αγιότατος Αποστολικός και Πατριαρχικός Οικουμενικός Θρόνος των εκάστοτε μακαριότατων Πατριάρχην Ρουμανίας.
Sanctitatea voastră, noi dorim să ne consultăm periodic cu Patriarhia Ecumenică și cu celelalte biserici ortodoxe surori, având conslujirea liturgică drept icoană de lumină și surse de inspirație pentru co-responsabilitate și conlucrare pastorală și socială. Pace tuturor! Vineri, 29 mai, delegația Patriarhiei Române a purtat discuții cu Sanctitatea sa Bartolomeu I și cu membrii Sinodului Patriarhiei Ecumenice în legătură cu prelungirea contractului decomodat pentru Biserica Parohiei Românești din Istanbul. Discuțiile s-au finalizat prin semnarea contractului, prin care se prevede acordarea dreptului de folosință gratuită pentru Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii și pentru Sala Bibliotecii Parohiale pe perioada următorilor 5 ani cu drept de prelungire. Programul pelerinajului, care a diferit de cel al delegației oficiale, a prevăzut și vizitarea unor locuri speciale din Istanbul. Unul dintre acestea a fost Biserica Mănăstirii Cora. Ea a fost construită mai întâi în secolul al V-lea, dar a fost ulterior refăcută. Ceea ce se vede astăzi este o excepțională operă terminată prin anul 1320. Ceea ce este cu totul remarcabil aici este decorarea interioară a lăcașului. Mozaicurile și frescele sunt de o frumusețe uluitoare. Ele sunt chiar lucrările originale din anul 1320, deci au o vechime de aproape 700 de ani. Începând din 1510, biserica a devenit moscheie, iar mozaicurile și picturile au fost acoperite cu mortar. Totuși, acest lucru le-a protejat de distrugeri, iar când au fost descoperite de câțiva cercetători americani, au fost scoase din nou la lumină. În ultimele decenii, biserica transformată în moschee a căpătat statut de muzeu. Tot în Istanbul a fost vizitat și Palatul Topkapı, un edificiu simbol pentru capitala Imperiului Otoman. El a fost construit imediat după cucerirea Constantinopolului și avea funcția de reședință a sultanului. Arhitectura și decorațiunile sunt specific turcești. În anii funcției sale oficiale, palatul avea nevoie de un personal de cel puțin 4.000 de oameni. Acum el este muzeu, iar printre exponatele cele mai importante este sabia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei. Alte două obiective au fost vizitate în Constantinopol cu evlavie de către pelerini. La închisoarea Iedicule, românii au rememorat clipele când domnitorul Constantin Brâncoveanu al Țării Românești a fost nevoit să plătească cu viața sa și a copiilor săi mărturisirea credinței sale creștine. Zidurile groase din piatră evocă groaznicele momente ale martiriului familiei Sfântului Voievod. Mai departe, la Biserica Vlaherne, pelerinilor li s-a amintit că Maica Domnului a fost protectoarea Constantinopolului. În anul 911, în timpul asedierii orașului, Maica Domnului s-a arătat celor care privegheau în biserica aceasta și și-a întins acoperământul peste ei. Orașul a fost protejat de asediatori, iar ca urmare, Ziua Minunii a rămas în calendarul ortodox ca sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului, prăznuită la 1 octombrie.
Biserica actuală este doar o capelă ridicată pe ruinele bisericii istorice, care a fost dărâmată după invazia otomană. Pelerinii pot să ia, drept amintire, o sticluță cu apă sfințită din izvorul făcător de minuni de aici. În după amiaza zilei de vineri, delegația Patriarhiei Române a părăsit Constantinopolul și s-a îndreptat către capitala Turciei, Ankara. Aici, preafericitul părinte patriarh a fost invitatul de onoare al unei recepții oferite de către ambasada română prin ambasadorul Ion Pascu. Unii dintre românii care au fost prezenți la ambasadă au venit chiar de la sute de kilometri ca să-i vorbească patriarhului despre bucuriile lor, dar mai ales despre dificultățile pe care le întâmpină în Turcia. În ziua următoare, patriarhul României și membrii delegației sale au vizitat Muzeul Civilizației Anatoliene din Ankara. Muzeul are drept scop prezentarea urmelor culturii din această regiune, anterioare celei otomane. Printre statuetele și artefactele din vremea civilizației hitite, au putut fi admirate și câteva colecții de monede bizantine. Românii au fost surprinși să descopere un bust lucrat în bronz al împăratului Traian, cuceritorul Daciei, care arată cu multă acuratețe înfățișarea împăratului. După vizitarea muzeului, delegația română, însoțită de ambasadorul român la Ankara, a pornit spre Capadocia. Dacă Ankara se află la o distanță de aproximativ 450 de kilometri la est de Istanbul, Capadocia este o provincie a cărei zonă centrală se găsește la circa 300 de kilometri distanță de Ankara, fiind deci situată în centrul Turciei. Orașul cel mai important al provinciei Capadocia este Kayseri, fosta cetate Cezarea Capadociei, care a fost sediul eparhiei Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Acum Kayseri este o metropolă de peste 1,5 milioane de locuitori, dar celelalte localități din Capadocia sunt relativ mici. Vizitarea Capadociei a avut și un înțeles special. În anul 1776, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a dat mitropolitului Ungrovlahiei titlul onorific de locțiitor al tronului Cezareei Capadociei. Era un titlu deosebit de onorant, întrucât, în ordinea ierarhică precizată de diptice, Eparhia Cezareei urmează imediat după Arhiepiscopia Constantinopolului. Acest titlu onorific este deținut până astăzi de Patriarhul României, în calitatea sa de mitropolit al Țării Românești. În seara zilei de vineri, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Mustafa Pasha, Sinasos, conform vechii denumiri grecești, a fost oficiată slujba vecerniei, cu participarea Patriarhului Ecumenic și a Patriarhului României. Au fost din nou prezenți pelerinii români care au adus atmosfera de acasă în biserica aceasta. Deși Sfântul Lăcaș rezistă ca și construcție, el este într-o stare de abandon care lasă urme vizibile pe pereții săi, în structura acoperișului și în aspectul general. Locuitorii zonei sunt cu toții de religie islamică. Și chiar dacă nu agresează Biserica Ortodoxă, totuși nici nu o îngrijesc. Configurația religioasă a zonei s-a schimbat dramatic începând de la momentul schimbului oficial de populație între Turcia și Grecia din 1924. Deși creștinii ortodoxi erau foarte numeroși în zonă, cu timpul numărul lor a scăzut până la zero. Aceasta fiind situația, bisericile care au rămas în picioare sunt prezențe stranii, întrucât în ele nu se slujește decât foarte rar. Geamurile sunt sparte, pereții sunt scrijeliți, pictura nu se mai vede aproape deloc, iar de curent electric nici nu poate fi vorba. În aceste condiții, slujba a fost emoționantă. Și pe Sfântul Duh.
ziua de duminică 31 mai, Biserica Ortodoxă i-a sărbătorit pe cei 318 părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea, din anul 325. Sfânta Liturghie a fost oficiată într-o altă biserică deosebită, Biserica Sfinții Teodori din localitatea Malakopi, în limba turcă Derinkuyu. Lăcașul este la fel de neîngrijit, dar este foarte generos ca spațiu și foarte frumos ca arhitectură. Cu toate că a fost oficiată într-un cadru neobișnuit, Sfânta Liturghie a fost la fel de frumoasă ca într-o catedrală. Sutele de pelerini prezenți au cântat foarte multe imne liturgice din rânduiala slujbei, iar Evanghelia, simbolul credinței și Tatăl nostru, au fost rostite și cântate în românește. Ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Cuvântul de învățătură al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a impresionat prin dramatismul ideii susținute în acest context. Unitatea Ortodoxiei și corresponsabilitatea pastorală, indiferent de meridian. Astăzi, când Biserica Ortodoxă Universală este amenințată de multe secte și de multe mișcări de dezbinare, de neoarianism, de gnosticism și agnosticism, de neoiconoclast și de secularism, grija păstorilor ei trebuie să fie aceea de a păstra și adânci unitatea de credință liturgică și canonică. În cursul aceleiași zile au fost vizitate și alte lăcașuri de cult creștine deosebit de vechi, săpate în stâncă, pe așa numita stradă a mănăstirilor din Mustafa Pașa. Prima a fost Biserica Sfântului Ștefan. A urmat Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae. Pelerinajul a continuat la Biserica Sfinții Apostoli. Iar apoi la Biserica Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Membrii delegației au fost surprinși să descopere adevărate structuri decupate în roca poroasă a munților de mici dimensiuni de aici. Bisericile datează de la jumătatea primului mileniu creștin și, cu toate că nu sunt construite, ci sunt scobite în stâncă, respectă cele mai importante date ale structurii arhitecturale ale unei biserici creștine, inclusiv catapeteasma. Pe parcursul întregii deplasări în Capadocia a devenit evident că întinsul podiș anatolian s-a format ca efect al unor erupții vulcanice care au creat și formațiuni muntoase. Totuși, roca rezultată în urma erupțiilor are o densitate relativ mică, deci poate fi ușor prelucrată. Ea are și proprietatea că, după ce este cioplită sau șlefuită, suprafața ei se întărește și capătă astfel rezistență. Locuitorii zonei au profitat de aceste particularități și și-au săpat în stâncă, pe toți versanții disponibili, locuințe sau anexe pentru gospodării. Ușor de săpat, ușor și ieftin de amenajat, aceste locuințe au devenit foarte comune întregului spațiu capadocian. Iar printre toate aceste locuințe, oamenii din zonă au săpat și peșteri mai ample în care au amenajat biserici, multe dintre ele fiind pictate și decorate cu multă atenție. În seara zilei de duminică s-a vizitat și casa în care a trăit Sfântul Ioan Rusul, precum și biserica în care el s-a rugat pe când trăia aici, în localitatea Iurgiup, sau, pe vechea denumire, Procopion. Luni 1 iunie, delegația din România a vizitat orașul Nevşehir, fosta cetate Nisa, reședința eparhiei Sfântului Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare.
Aici s-au făcut două vizite oficiale, la primăria orașului și la prefectura regiunii. În același oraș s-a vizitat și biserica biserică creștină ce se păstrează aici. Deși biserica este un lăcaș frumos și foarte vechi, parterul a fost transformat în închisoare. Acum închisoarea nu mai funcționează, dar urmele lăsate pe zidurile bisericii sunt foarte greu de șters. Unul dintre cele mai impresionante momente ale pelerinajului în Capadocia a fost vizita la muzeul în aer liber Gheoreme. Este un perimetru îngrădit de stânci ce adăpostesc biserici rupestre. Este amenajat pentru vizitare organizată, conservat prin metode științifice și protejat prin măsuri speciale. Peisajul este spectaculos pentru că stâncile din întregul areal au fost modelate de-a lungul miilor de ani prin eroziunea datorată curenților de aer. Specificul zonei este dat de mulțimea bisericilor săpate în stâncă. La fiecare câțiva pași, pelerinul descoperă intrarea într-o bisericuță sau în chilia vreunui monah de odinioară. Relatarea ghidului creștin care a însoțit delegația arată că zona a fost populată de monahi creștini încă din secolul al IV-lea. Viața duhovnicească a fost una foarte intensă, dată fiind și austeritatea modului de viață de aici. Invaziile arabe au făcut însă ca monahii să părăsească micile lor capele și chilii și să se îndrepte spre zone mai liniștite. In the 12th century, unfortunately, we had two big invaders from the west, Crusaders. The fourth Crusaders, where they're supposed to go through Jerusalem, but they make a big damage here in the Orthodox world, unfortunately. Yeah. And from the east comes the Seljuk, where they started to harm the people. And at that time exactly, we see that that was the end of the community here, and they fled to Mount Athos. În bisericile rupestre din Gheoreme se păstrează până azi picturi impresionante. Deși spațiile pictate nu au suprafețe mari, calitatea execuției artistice este remarcabilă, ca și respectarea atentă a erminiei și rezistența în timp a culorilor folosite. Pelerinajul desfășurat în paralel cu vizita delegației oficiale a avut suficient timp ca să atingă și alte obiective. Unul dintre cele mai importante a fost locul unde a trăit și s-a nevoit Sfântul Simeon Stâlpnicul. Aici se păstrează o mică peșteră despre care se spune că ar fi fost chilia Sfântului. Din sinaxare știm că Sfântul Simeon a ales ca practică ascetică să viețuiască în vârful unui con de piatră din podișul capadocian. Forma acestui con subțire, dar terminat cu o mică platformă, îi permitea să stea fie în picioare, fie în genunchi, dar nici de cum culcat. Sfântul nu mânca decât ceea ce îi aducea oamenii. În acest fel de nevoință a trăit Sfântul Simeon timp de 47 de ani, până la adormirea sa în Domnul în anul 459. Pelerinii din România au fost surprinși să descopere lumea ascunsă din orașele subterane ale Capadociei. În întreaga regiune există numai puțin de 36 de orașe subterane, dintre care cel mai vizitat este Caimacli.
Galeriile se întind pe kilometri întregi și au ramificații etajate pe 3, 4 sau chiar 10, 11 nivele. Aceste orașe subterane au apărut în epoca civilizației hitite. În secolele 6-7, în ele locuiau creștinii, care se ascundeau de frica invadatorilor. În subteran aveau izvoare de apă potabilă, aveau spații pentru pregătit mâncarea, pentru adăpostit animalele și amenajaseră și biserici. Orașele subterane erau evident imposibil de cucerit, mai ales datorită configurației labirintului de galerii. Grupurile de pelerini au părăsit Capadocia și s-au îndreptat spre vestul Turciei, trecând prin orașul Aksaray, fosta cetate Arians, unde s-a născut Sfântul Grigorie de Nazians, și prin Konya, fosta cetate Iconium, unde știm că a predicat Sfântul Apostol Pavel. Hierapolis este numele unei cetăți antice ale cărei urme se păstrează și astăzi. Ea a fost construită în anul 190 înainte de Hristos, iar în epoca dominației romane, gloria ei a fost una deosebită. Se afla pe drumul Mătăsii, celebra rută comercială dintre Asia și Europa, iar vecinătatea unor izvoare termale cu proprietăți curative i-au adus aprecierea din partea negustorilor care veneau pe aici. Tragedia orașului a fost un șir devastator de cutremure care a avut loc în primul secol creștin și care a distrus clădirile reprezentative. Reconstruită, așezarea nu a mai căpătat gloria de dinainte. Astfel că, după un alt mare cutremur din anul 1219, a fost părăsit pentru totdeauna. Pelerinul are parte la Hierapolis de o surpriză. Aici se află locul martiriului Sfântului Apostol Filip. Pe locul sfințit de sângele apostolului a fost ridicată, de mult, o biserică. Zidurile ei au rămas până astăzi în picioare. Vecinătatea imediată a cetății Hierapolis se găsește un fenomen natural unic în lume. O suită de izvoare termale bogate în carbonat de calciu a dat naștere în mileniilor unor terase din calcar asemănătoare unor cascade. Locul este numit Pamukkale, ceea ce se traduce prin castelul de bumbac. Ultima etapă a pelerinajului în Turcia este Efesul. Astăzi orașul se numește Selciuk și are importanță mică din punct de vedere economic și cultural. Însă în vremea Sfântului Apostol Pavel, Efesul era o cetate de foarte mare importanță. Aici, apostolul a stat vreme de 2 ani și a construit o comunitate creștină solidă. Importanța și bogăția orașului este demonstrată și de aspectul cetății antice, așa cum se păstrează până azi. Aleile pavate cu piatră, coloanele și portalurile din marmură, impresionanta fațadă a bibliotecii lui Cels.
Impresionant este și amfiteatrul, care uimește prin dimensiuni. Aici a predicat Sfântul Apostol Pavel efesenilor și a propovăduit Evanghelia. Nu departe de orașul vechi Efes se găsește un alt loc de mare evlavie creștină, Casa Maicii Domnului. Locul este considerat sfânt chiar și de musulmani, pentru că se crede că aici a locuit Sfânta Fecioară Maria în ultimii ani ai vieții. Din momentul răstignirii sale, Mântuitorul a încredințat-o pe maica sa, ucenicului Ioan. Acesta a ocrotit-o pe Sfânta Fecioară ca pe însăși mama sa. Astfel că, atunci când a plecat spre Efes, ca să susțină biserica creștină de acolo, a luat-o cu sine și pe Maica Domnului. Împrejurul acestei case din piatră este întotdeauna o liniște adâncă. Constantinopolul cu ale sale inegalabile mărturii creștine. Capadocia cu bisericile ei rupestre și cu orașele din adâncuri. Nevşehir, Derinkuyu și Mustafa Pasha. Hierapolis și Efes. Iată traseul unei inegalabile experiențe de pelerinaj. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și grupul de români care l-au însoțit au trasat din nou, în anul 2009, harta temeliilor creștine ale Asiei Mici.